Credeți că va apărea și un al treilea candidat la președinția partidului? Se tot la discută PNL. La PNL. Da. Este posibil. Este posibil. Am văzut varianta Ilie Bolojan. Nu cred că domnul Bolojan va arca în Avenue. E foarte greu ca președintele Consiliului. Sau Dan Mătreanu ar mai fi o... Mai degrabă ar putea fi o soluție. Pentru PNL. Repet, eu vorbesc din afară. Așa discutăm ca analiști, dacă vreți. Despre discutăm PNL. Pentru că ați fost în partid și mă gândesc că știți oarecum realitatea de acolo. Cunoașteți foarte bine partidul. Da, am spus. În orice caz, cu atât mai mult dacă apare un al treilea candidat, șansele domnului Orban se reduc semnificativ. Deja sunt sub 50%. La cum îi știți dumneavoastră pe cei doi, mă refer aici și la Florin Cățu și la Ludovic Orban, credeți că va fi o competiție dură? Vor începe atacuri? Cred că se vede că au început deja. În ședință am văzut că au început. Public nu, încă nu, public. Ne așteptăm. Au fost declarații publice. Adică făcute în ședință, dar publice. Mai voalat, dar da. Da, lupta este... Credeți că vom asista, da? Cine pierde, pierde tot. Sau... Cel mai probabil, da. Dacă domnul Cîțu pierde, ar putea pierde funcția de prim-ministru, dar nu e atât de sigur. Invers, e sigur că pierde președinția Camerei.